În urma scandalului în care a fost implicat directorul de la Matei Balș, Străinu Cercel a redactat o scrisoare deschisă după ce a fost demis de la conducerea Comisiei de Specialitate pentru lupta cu COVID-19 din cadrul Ministerului Sănătății. Acesta anunță că a fost victima unui fake news. În replică, invitat la emisiunea Dosar de Politician, Ludovic Orban a spus că Străinu Cercel a făcut mai multe declarații complet irresponsabile. După ce a fost demis de la conducerea Comisiei pentru Managementul Clinic și Epidemiologic al COVID-19 din Ministerul Sănătății, medicul Adrian Străinu Cercel se apără și spune că a fost ținta unor atacuri fără precedent, urmare a interpretării eronate și tendențioase a programului Vacanța Mare. Acesta susține că documentul de lucru a fost elaborat la începutul pandemiei ca o propunere de intervenție de sănătate publică adresată tuturor categoriilor de risc și a fost propus spre dezbatere la momentul respectiv. Astfel, apariția documentului în spațiul public la acest moment, când, dată fiind evoluția epidemiei, propunerile cuprinse în document nu mai sunt de actualitate, este cu atât mai surprinzătoare. Lucru ce pare să inducă faptul că modul în care a fost discutat acest document în spațiul public este un exemplu clar de fake news. În ciuda acestei scrisori, premierul Ludovic Orban se arată convins că ministrul sănătății Nelu Tătaru a luat o decizie bună. Domnul Străinu Cercel a lansat public niște măsuri aberante, măsuri care încalcă drepturi și libertăți fundamentale și care au creat o stare de emoție într-un segment extrem de important al populației. În calitatea pe care o avea de președinte al Comisiei, nu avea dreptul să comunice public astfel de măsuri. Nu poți să îl menții președintele Comisiei Anticovid pe un reprezentant care își permite să comunice public niște opinii personale. Ceea ce a făcut domnul Cercel este de neacceptat. Ludovic Orban a amintit și de testele în masă pe care Străinu Cercel ar fi vrut să le facă în București, la care a renunțat ulterior. Tot domnul Cercel făcea apologia testării masă în București, cu teste care au precizie extrem de mică, care evident că după ce a lansat tot în spațiu public astfel de idei, a generat extrem de multe neliniște. În locul lui Adrian Străinu Cercel, la conducerea Comisiei pentru Managementul Clinic și Epidemiologic al COVID-19 din Ministerul Sănătății, a ajuns Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică. Și pe lângă activitatea economică și alegerile urmează să se